la 1, la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea sufletească a cercetei. Doi, trei, da, o văd. Da, este ea și avem și acordul. Văd o fetiță de 7 ani în altă viață, care stă pe stradă și plânge, e pierdută. Ea crede că s-a pierdut de mama, dar văd că a lăsat-o aici. Deci a fost abandonată aici. A găsit-o un bărbat. Un bărbat mai înstărit, văd, care a luat-o la el acasă și a făcut-o servitoare lui. Unde se întâmplă asta el? Belgia. Ce? 1879. Da. Ziceai că a crescut-o? Deci a dus-o la el acasă și a ținut-o, a crescut acolo și a ținut-o ca servitoare. A fost servitoarea lui toată viața. Așa. Ea n-a mai plecat din recunoștință pentru față de el. A tratat-o bine. A tratat-o bine, asta vrem să întreb. Da, dar ea și-a tot căutat mama în continuu. La 14-15 ani a găsit-o și atunci și-a dat seama că nu s-a pierdut, ci mama ei intenționat a lăsat-o pe străzi. Păi i-a spus când a găsit-o? Da. Și de ce o lăsase pe străzi? Ce i-a spus mama? Că nu putea să o mai crească. Nu a putut să se ocupe de ea. Dar să o facă a putut. Era prea mult pentru ea. Și a spus că nu a pierdut-o. Și i-a spus că a lăsat-o. Și a era din pătura joasă, socială? Da. Și a fost foarte rece cu ea, foarte respingătoare. Păi, era entitatea. Ia. Așa. Păi? Și acum când a găsit, avea alți 3 copii. Da. Păi, a putut, a abandonat-o? Iar spune că, spune că acum are un bărbat lângă ea, dar pe tatăl ei nu a fost lângă ele ca să o ajute. Și că n-a putut să o crească. Okay. Apoi? A fost foarte supărată, foarte dezamăgită. Din nou s-a simțit abandonată. Deci văd aici un trauma abandonului, da? Da. Și mai văd
nesiguranță de sine, se învinovățește că n-a fost suficient de bună sau că a greșit cu ceva. Deci văd astfel de... Da. Gânduri. Păi să întrebăm, întreabă sufletul, cu ce puteai să greșești de la 0 la 7 ani, să nu fii bun? Să fi fost un copil rău care să plângă într-una, spune. Păi copilul, dacă plânge, nu plânge degeaba. Plânge că ceva îi lipsește sau cineva îl atacă în energetic. Ce grad de conștientizare are aici? 2. 2%. Ce să înțeleagă, Sfântul Suflet. Hai să-i dăm o sferă informațională. Aici îi dăm. Da. Tot ceea ce noi știm și tot ceea ce ea are ca informație în conștiința ei adevărată. Da. Primește această sferă și o asimilează. Da. Da, începe să analizeze tot ce vine acum ca și amintiri și din alte vieți, vieți asemănătoare. Multe, uite, au mai multe. Așa. Da, da. Am mai avut o viață de abandon, în care să se simt abandonată, respinsă, neiubită. Tot timpul văd că se gândea cu ce am greșit, cu ce am greșit. Frica de a greși. Ia să se uite acum în amintirile ei și să vadă că înainte de fiecare viață a trecut printr-un consiliu de încarnare unde aceste scenarii au fost scrise de către alții. Da, le vede. Da, spune, mi-aduc aminte de acele momente înainte de a veni într-o viață pe pământ, într-un corp în care ne alegem câte un scenariu. Ne alegem? Din puținele câte? Variante, spune, care pot deci... fi conform vieților trecute. Dar puținele variante acelea sunt create de alții. Spune, unii sunt norocoși și au mai multe variante, 6-7. Ea a avut 4. Uite, înainte de viața aceasta, în Belgia, ia să se uite ce variante a avut, câte și de asta vorbește că a avut 4? Da. Așa, și ce? Ia să se uite prin acele variante, de ce a ales-o pe aceasta? A ales-o pe aceasta pentru că văd că era o variantă în care ea trăia sănătoasă. Da. Și o, cea mai longevivă dintre variante, da, ca viață. 76 de ani arătat aici. Și relativ sănătoasă. Da. Pentru că celelalte, una ar fi murit la 2 ani. Și celelalte, două, ar fi fost bolnavă. Ok. Și atunci, acum dacă gândește cu conștientizarea de acum, din a avut 4 variante, iar alții au 7 sau 6 sau câte ori avea, toate rele. Spune că aici vii să înveți lucruri. Da, rele. Iar... să te, poți să spune, spune așa, sufletul învață când trece prin suferință aici pe pământ, aici în această, pe această planetă. Da. Sunt astfel de experiențe. În altă parte, alte planete 3D, probabil că dualitatea sau suferința nu se manifestă așa, spune. Dar aici ea spune acum, din ceea ce i-au spus entitățile, da, știe de la ele, da, că aici
sufletul experimentează și învață prin suferință. Pentru că dacă n-ar exista suferința, ar fi la fel ca peste tot în univers. Dar acest loc, această planetă e specială pentru ceea ce poate să ofere ca experiențe. Așa, și la ce ajută? Aceste suferințe de aici nu le poți experimenta oriunde, spune. Okay. Sunt suferințe, dar care ajută sufletul să învețe, să evolueze, să acumuleze experiență în astfel de suferințe. Din suferință. Da. Și așa. Spune că oricum la nivel de suflet și de sine, aceste experiențe sunt foarte scurte și sufletul le acceptă tocmai prin a trece prin ele, prin a le înțelege. Și spune că a știut acest lucru și că a acceptat. Și spune că nu odată a ales cele mai grele variante din ce i s-a propus ca experiențe. Dar spune că nu are nevoie și de vieți liniștite în care să se energizeze, în care să se liniștească sufletul. Și le-a spus? Legere. Da, și de-aia și de-aia și dau variante legere de experiențe în care, pe care să le experimenteze, pentru că entitățile văd că sufletele prin suferință pot să rămână ori foarte blocate, ori se trezesc. Ori lipsite de orice fel de energie. Ori se trezesc. Ori se trezesc. Și atunci când se trezesc, n-au interes entitățile, ci le dă niște vieți legere, de huzur. Da. Ca să... Ca să nu mai... doarmă la loc, în sensul de a nu fi antrenați în viață, de a nu fi zgâlțuiți, să zic așa, de evenimentele din viață și să trăiască o viață comodă, liniștită. Adormită. Adormit, în care să nu fie împins de la spate, să facă acțiuni. Bine, așa i-au spus entitățile, că se trezesc, sau asta spui tu? Spune ea. Concluzia asta. Asta văd eu cu trezitul. Asta vezi tu, asta că nu i-au spus entitățile. No. Asta, da? No. Ok, de-aia să-și amintească când a venit, când a ales să vină pe planeta aceasta, să experimenteze astfel de experiențe, să-și amintească. Adică a ales să vină să stea mii și zeci de mii de ani în mii de experiențe pe planeta asta, de acest fel? Câte experiențe de astea trebuie? Spune că nu. Această perspectivă nu a văzut-o. Da. Acum că are toate amintirile din toată conștiința ei, spune că nu și-aduce aminte toate viețile și nu și-aduce aminte câte vieți a trăit aici și cât timp a trecut de când a coborât pe planetă. De-aia cu ce acum intenție vede... a coborât? Aici vreau să vedem și aduce aminte. De a experimenta suferința. Da, dar câte experiențe? Nu și-aduce aminte, pentru că acum vede că multe din aceste experiențe sunt șterse. Au încercat să le șteargă din memorie. Da. Dar cine oare să le fi șters? Ce explicație găsești? Îngerii? Îngerii. Păi cum? De ce să șteargă experiențele? Ei se ocupă. Da. Și de ce? I-a întrebat? Ia uite, mergem la consiliul ăsta, dinainte de viața asta, când îi dă la patru variante. Și să întrebe îngerii. Îmi lipsesc informații. Păi spune că îngerii au spus că șterg informații din conștiința sufletului ca să le poată repeta unele. Ca să... Păi ce, suntem proști? De ce să le repetăm? De ce trebuie să repetăm aceleași experiențe dacă noi am trecut prin ele, le-am făcut odată? Să le spună lor. De ce trebuie să le ștergem? Ce suntem noi? Mașini? Noi suntem mașini de create emoții? Ia să-i întreb. Cam da, a spus îngerul. Spune, tu ai dat acordul, dar nu ți-aduce aminte. Nu ți-aduce aminte, păi da.
Păi cum să-mi aduc aminte dacă mi-ați șters informații? Că dacă eu aveam toate informațiile, mi-aduceam aminte și puteam să iau, să dau acorduri conștiente, nu inconștiente. Nu li se pare normal? Sau ei, suflet, lui suflet, nu îi se pare normal că așa trebuie să date acordurile? Spune unul dintre ei că ei încearcă să prelungească șederea sufletelor aici pe pământ cu aceste ștergeri de memorie, pentru că dacă și-ar aduce aminte de toate experiențele, pe unele nu le-ai mai accepta, spune către ea, dar tu n-ai învățat încă totul din ele, doar crezi că ai învățat totul și de aceea multe se repetă. Dar dacă ai ști că le repeți, n-ai mai accepta sau spune nu ai mai face totul diferit. Trebuie ca următoarea experiență să faci diferit, nu ca prima. Dacă faci ca prima oară, înseamnă că n-ai învățat lecția. Și de aceea spune că se repetă scenariile ca oamenii să acționeze diferit a doua, a treia, a patra oară. Da. Și de aceea se repetă. Deci este, explică că este o logică în a repeta scenariile. Da, este o logică într-adevăr, dar nu este asta. Ia să-i spun. Așa i-a spus. Sufletul să-i spun așa, înțeleg că este o logică, dar nu este asta adevărul, ce mi-ai spus tu. Ia hai să canalizăm pe la care vorbește. Da. Ce este? Arhanghel. E un arhanghel. Bine. Stabilește o legătură, o conexiune. Da. Foarte protejată cu această entitate. Și numărte la 1 la 3. Și lași să vorbească el. 1. 2, 3. Bună. Bună. Sunt Eleonora, tu? Lucius. Lucius. Nici n-am auzit. Deci noi n-am auzit aici pe pământ de Arhanghelul Lucius. Nu, că nu este. Nu este, tu nu vii pe aici, Ana. Nu există scrieri, nu te-ai exprimat sau te-ai arătat oamenilor? Nu am nevoie. De ce? Nu am nevoie să mă cunosc. Mă prezint ca un înger. A, te prezinți ca un înger. Și de fapt tu ce ești? Dacă te prezinți ca un înger. Deci tu nu ești înger. Te referi la rasa mea. Arhont. Arhont. Și? De ce vă prezentați îngeri? Și nu arhonți? Ceea ce sunteți. Este forma cea mai familiară și acceptată de mințile voastre. Am înțeles. De ce mințile noastre sunt atât de proaste încât n-ar accepta și arhonții? Este important ca convingerile voastre să vă arate imaginile percepute, create de voi. Este important ca noi să trăim într-o minciună, în totul inversat, în totul întors și totul acoperit. O să spui și asta. Da? Totul acoperit. Depinde de unde privești lucrurile. Am văzut explicația ta logică care ai dat-o sufletelului. De ce se șterg memoriile? De ce ștergeți memoriile sufletelor? Da? Ca ele să... N-ar mai fi o experiență pentru voi. Dar ce ar fi? Ar fi o continuare a unei experiențe pe care ți-o aduci aminte. Așa. Și ce e rău? Că ai continua experiența și ai merge mai departe și mai departe și mai departe? N-ai învățat ce ți-ai propus. Da? Când ce trăiești un lucru, iar tu acționezi greșit și nu înveți lecția din ea, trebuie să-l repeți până înveți. Ai, mă, serios. Iar dacă ți-aduci aminte... Tu mie îmi spui asta? Nu mai este o lecție pentru voi. Mie îmi spui tu asta? Tu m-ai întrebat.
Uite și ce fac acum? Spun Îi ce fac știu un eu, ecran. toate sufletele. Spui ce spui la toate sufletele. Minciunile care le spui tuturor sufletelor și voi le spuneți. Uite și ce fac acum eu? Fac un Nu ecran. înțelegi. Fac un ecran. Și o să vadă iar sufletului toate experiențele acelea de suferințe prin care a trecut. Le vede din plan energetic și să vadă cine creează acele experiențe. Cine Nu face? înțelegi. Da? Asta îi fac eu acum. I-am făcut. 1, 2, Pentru 3. asta veniți Sufletul aici. vede. Sufletul vede. Vede cine îi Pentru creează acele asta experiențe. veniți aici ca suflete să Noi venim să facem experimentați. o experiență, două, trei, să cunoaștem această lume mizerabilă creată de voi și să transmitem informația mai departe către sinele noastre. E o lume care vă ajută să evoluați, să Și să învățați. evoluăm în ce, mă? În ce să evoluăm? Să ajungem pur și simplu de nu știm de ce am venit? Ce trebuie să Tu ce facem? mai cauți pe aici? Negura minții? Dacă Unde ne știi duceți toate voi, în astea, negura ce mai minții? cauți aici? Păi am treaba aici, uite de ce. O De să asta. pleci dacă O tu să deja plec, știi sigur. toate astea. O să plec, sigur. Înseamnă că ai experimentat suficient încât acum știi Hai, mă. totul. Hai, Pleacă! mă. Păi o să plec și o să plece și alții. Până plec eu, mai trebuie să plece și alții. Alte suflete. Intervii Și? în bun nume al lucrurilor lor. Serios? Îmi cer ei. Eu nu mă apuc să iau oameni de pe stradă. Și suflete de pe stradă, în oameni. Îmi cer ajutorul. Și mie și elei. Avem Ați face acordul bine să lor, spre plecați. deosebire de voi care luați acorduri mincinoase sau pur și simplu vă faceți că luați acorduri în lumea asta creată de voi. Ia spune-i tu sufletului acum de ce se șterg memoriile. Am spus-o deja, Da, îi Veronica. spun eu acum. Dragă sufletel și dragi suflete, ăștia șterg memoriile ca să nu ne amintim că am mai experimentat așa ceva, să nu ne amintim cine suntem, să nu ne Nu mai spui amintim ceva nimic. nou. Toți știu că au memoria ștearsă când se nasc. Toți știți asta. Da, șterg Unde e memoriile. minciuna aici? Șterg memoriile ca să ne dea aceleași scenarii, să producem aceleași emoții cu care ei se hrănesc și energie. Suntem hrană pentru ei, de aceea ne trimit în sute și mii de experiențe Sunteți de aici. acord cu De asta? aceea, de aceea ne trimit În momentul în care în. alegeți viața pe care să o trăiți, sunteți de acord De cu unde tot ce alegem? trăiți? De unde alegem, mă? Ia uite, din 2, 1, 3 scenarii scrise de voi, toate rele, din de unde alegem? Nu pot fi scenarii infinite. Cum nu pot fi Ca totul să scenarii? poată fi experimentat așa cum trebuie, sunt puține variantele. Serios? Sunt puține variantele că n-aveți, că vă e lene să prezentați altele, că n-aveți nici imaginație și doar le răsuciți și le Ar fi un întoarceți? haos total pe pământ dacă toți ați experimenta cum ați vrea voi. Hai, nu mai spune. Nu v-ați mai cunoaște între voi ca membri de familie. Serios? Dar ne-am cunoaște pe noi, ne-am amintit cine suntem noi, iar când noi am La avea ce vă folosește conștiența. aici, dacă voi aici ați venit să uitați ca să experimentați? La ce vă folosește să vă Deci noi am aduceți avea aminte? conștiința din sinele nostru. La ce îți Da? folosește conștiința ta din sinele tău? Doar ca să pleci de aici, pleacă atunci. Ok, plecăm oricum. Dar sufletele trebuie să înțeleagă. Voi asta trebuie să le spuneți. Vreți, ați venit să înțelegeți lumile astea? Intrați în condițiile noastre de fiecare dată. Lăsați-le memoria sufletelor, iar ele să aleagă conștient. Asta ce spun Asta eu. nu se poate. Nu se poate? De ce nu se poate? Că nu vor sufletele când au înțeles Nu, așa mizeria care o funcționează face. sistemul. Păi da, așa funcționează sistemul, că așa l-ați Programul creat. nostru, creat Da. de noi, funcționează pe uitare. Ce fi să șterg vouă să vină cineva, taptu? Cine vine să vă șteargă memoriile? Vă place? Pentru noi nu e nevoie, noi De suntem ce? supuși oricum. Voi este supus oricum, dar să vi le și mai șteargă, să vă facă proști și să o luați de la capăt. Cum Tocmai ar că fi?
Nu ne să șterse amintirile ca să nu uităm cine e el. Am înțeles. Deci e invers la voi și la noi e invers. Da. Voi chiar trebuie să uitați cine sunteți. Nu mai ca spune. Să nu vă puteți manifesta, iar noi să vă putem exact. Controla. Și să controla și să ne țineți aici mii și zeci de mii de ani unele suflete și să producem, hrană cu care voi să vă hrăniți, că sunteți vai de capul vostru, fără lumină, tactul v-a lăsat, fără lumină, v-a trimis la muncă să prostiți alții, pe alții de la care furați lumina, să-i chinuiți, să chinuiți sufletele. Nu cred că un suflet își dorește așa ceva. Chiar dacă vine... Așa funcționează universul nostru. Iar dacă te afli aici, accepți asta. Lumea voastră, partea aceasta de univers pe care ați înnegrit-o, ca și voi, neagră, tăciune. Da? Te afli aici, accepți asta. Bine, sper să fi înțeles sufletul acum, din această perspectivă. Ce a ce ai spus, da? Ia, spune sufletul, e adevăr. Oricum sufletul ăsta îți scapă. Sufletul ăsta nu-l mai prins. Spune adevărul. Dacă scapă, scapă din cauza ta. Așa. Nu din a mea. Și mă bucur. Dai seama ce bucurie este pentru mine? O să mai vedem noi dacă o să te bucuri. N-ai, nu mai spune. Treci la amenințări. Spune-i sufletului ăsta de ce ștergeți memoriile și de ce ține sufletele mii și sute. Cu gura ta. Adică no. gura elei. Ia și spune adevărul. Nu. No. Spune adevărul. A venit aici, a acceptat condițiile noastre. Îți spun să-i spui adevărul. Pentru, pentru ce noi este adevăr asta? Ceea ce ți-am da. Spus eu ție. Da. Și pentru noi este adevăr ce ți-am spus să poată experimenta. De ce? În alte, alte universuri unde nu există dualitate, unde voi nu ați înnegrit, n-ați ajuns pe acolo, în dimensiuni mai înalte nu se poate experimenta, nu se experimentează. La acolo nu poți să trăiești ce trăiești aici. Hai, nu mai spune. Nu poți să trăiești mizeriile de aici, pur și simplu. Pervertiți sufletele. Din perspectiva ta e mizerie, că ai adunat multă mizerie în sufletul tău și e sătulă de ea. Din iar din perspectiva altă, tău de vedere e mizerie. Alții încă nu au trăit cât trebuie. Te bucură aia care suferă în boli, în, care rămân în copil de 7 ani, uite, pierdut. Tu ai ajuns la un nivel în care înțelegi suferința. Alții încă n-au înțeles. Ia uite-te tu în viața asta și vezi. Lasă și pe alții să înțeleagă. Ia uite-te tu în viața, în această viață a Georgetei, copilul de 7 ani, aruncat pe stradă, de mamă. Care mamă era, poate tu era entitatea care a îndemnat-o pe mamă să facă asta. Poate chiar tu erai, sau frații tăi, sau verii tăi, sau neamurile tăi. Scenariile trebuie împlinite. Înțeles. Uite-te la ce a dezvoltat acest suflet, acel copil. Când și-a căutat mama continuu, iar când a găsit-o să-i spună mama verde în față că a abandonat-o, că n-avea un tată. Și mai făcuse 3 copii, dar ei aveau tată și pe aia ținuse. Uite-te tu cum s-a simțit acel suflet și acel copil, acea fetiță. Le place sufletelor, da, așa. Le place să simtă asta. Uite-te toată viața cum a trăit cu trauma abandonului și cum s-a gândit toată viața că e vinovată, că ea a greșit, copilul. E foarte bine ce-a trăit. E foarte bine ce-a trăit. Miserabililor ce sunteți. Voi sunteți gunoaiele universului și voi trebuie să dispăreți. Asta spun eu. Iar până la urmă, poate se va întâmpla și asta. Vei dispărea tu din lumea noastră. A, din lumea voastră, sigur. Stai liniștit. Cine se mai întoarce aici? Număr de la 1 la 3 și mă lași cu el. 1, 2, 3. Poate pare și orice amprentă energetică. Da. Ce înțeles sufletele din discuția aceasta? Acest lucru i s-a spus și până acum, dar spune că
perspectiva ta nu o văzuse până acum, acum a auzit-o acum și faptul că acesta nu te-a combătut cu nimica și... Doar... Ba, mai spus și alte lucruri care nu i le spusese ei, că râdea și că se bucura că te sufletele trăiesc ce trăiesc, da? Și că astea-s regulile din universul ăsta. Că n-a vrut să o spună cu gura lui, n-a vrut. De ce țin sufletele aici? Ca și hrană? Și-au făcut ferme de oameni în care să intre aceste suflete, să extragă, să lucreze, să producă, ca fermele de vaci, porci, alte ferme, cum și oamenii fac ca să mănânce, învățați de entitățile care îi populează să facă asta. Spune că nu a știut că aceste ființe se hrănesc cu emoțiile negative. Da. Ea a vrut să experimenteze astfel de vieți, astfel de suferințe, ca să înțeleagă, spune că a venit aici pentru a înțelege dualitatea, pentru a înțelege suferința, dar nu a știut că această suferință este hrana lor, acestor entități, și că de fapt această lume creată de ele a fost doar ca să atragă sufletele în cu ideea, corpul, da, cu ideea de a experimenta, de a învăța, de a evolua, când de fapt sunt atrase aici doar ca să le fie hrană, nu? Într-un lanț trofic. Da, pentru ele nu contează dacă sufletele înțeleg sau nu înțeleg, sau dacă evoluează sau nu. Ce acum, evoluție acum, să fie? Acum vede și înțelege acest lucru, că de fapt e o capcană, faza cu evoluția și cu anumite... Spune că anumite experiențe, într-adevăr, sufletul le asimilează ca experiență, sinele vrea să se experimenteze, dar partea cu emoțiile, cu acea energie furată, de fapt, prin astfel de experiențe, asta nu știe. Da, asta spun și eu, că anumite experiențe, prin a experimenta răul, înțelegi că nu trebuie să faci așa ceva. Da. Înțelegi că trebuie să-ți dizolvi ego-ul. Dar ego-ul acela poate se dezvoltă și prin lumea mai înaltă, da? Vii aici, îl rezolvi. Da, și faptul că se tot repetă, asta acum vede că a repetat de multe ori aceleași lucruri, aceeași tramă, aceleași lucruri, și asta nu înțelege de ce trebuie repetat de atâtea pentru ori. Că ei, pentru, acum înțeles? Acum pentru înțeles, a produce da. Emoții. Da. Pentru că acum ei nici imaginație n-au. Da? Și da. Șterg memoria și pun tot ăla, că le e lene să și muncească, să creeze scenarii. Da? Au șters memoria și apasă butonul și dau tot pe aia. Tot tema aia, că alea au scenariile alea. De ce să muncească ei? Că consumă energie pe care ei nu o au. Și atunci fac economii de energie. Da, e ca și cum dacă vrei un fel de mâncare, trebuie să pui anumite ingrediente, adică aceleași ingrediente tot timpul când vrei felul acela de mâncare. Și cam așa e și cu aceste emoții. Când vrei același fel de emoții, trebuie să pui aceleași ingrediente mereu. Și de aceea se repetă mereu scenariile. Da. Asta a spus-o. Da. Arhonu. El a spus-o pe asta, nu? Da. A, l-a deranjat că am zis că sunt lipsiți de imaginație. Da. Și ca să mănânci același fel de mâncare, ștergi memoria că altfel nu ți-ar mai mânca. Da, și da, aceeași mâncare. Crezi același lucru. Da. Da. Bine, a înțeles sufletul mizeria? Înșelăciunea? Da, acum a înțeles că de fapt e mai mult o capcană. Zice, într-adevăr, poți să și înțelegi lucruri, dar nu la infinit. Nu la infinit, asta acum spunem și noi. Înțelege revolta ta, da, vis-a-vis de sistemul, sistemul de a sta mult aici. Da. Acum înțelege de fapt cum ne ținem mult aici și ele de fapt vin să spună, n-ai învățat lucrul ăla, exact, trebuie să-l repeți. Exact. Și atunci sufletele acceptă, dar e de fapt o capcană. O capcană, o capcană din capcană care sufletele oricum învață la un moment dat, da, dar e durează prea mult. Da, și este o capcană oricum acest sistem, pentru că vii să faci experiențe, da? Accepti să vii aici, să cunoști lumea asta. Dar tu vii cu gândul să-ți faci experiențele create de tine, da, în scenariul tău.
Nu să vii să dea unii scenariile lor de sute de mii de ori. Toate la fel, da? Înțelegi acum care e diferența? Da, acum am înțeles, da. Okay. Acum am înțeles, da. Vrea să mai stea cu astfel de entități? Să mai vină în alte experiențe, în scenarii create de ei? Nu, suferința e prea mare și durează de prea mult timp, spune. Uite, să se uite acum în viața în care este. Da, viața tocmai Georgetei. Asta și spus, că suferințele sunt, fac punți cu alte vieți, vieți. cu viețile prezente, cu viața Prin prezentă, emoții. da, prin emoții, și spune că aceste amintiri negative ei le păstrează, ca tu să faci legături cu ele, stringuri. Da. Astea sunt bibliotecile lor acașice. Și ce nu le convine, le șterge pentru ca tu să nu mai știi. Exact. Și de aceea spunem că bibliotecile mare. Akashice create de entități nu sunt benefice și nu trebuie să ne luăm informații de acolo, pentru că sunt incomplete, sunt periate cu doar cu ceea ce lor le convine, da? Cu scenariile cu lor, da. Scenariile, nu, au și rețin din experiențele noastre ce a spus, ce ai spus mai devreme. Da. Da, doar, rețin doar ceea ce lor le convine. Da. Da? Ce nu le convine, șterg. Ori, da. Aceste biblioteci sunt false, false, sunt înșelătoare, incomplete și nu de aici trebuie să ne luăm informațiile. Ci singura bibliotecă adevărată, cu tot ceea ce noi am trăit, se află în sinele nostru, în Da. noi și sinele nostru. Da. Da? Bine. Iasă, dacă nu mai vrea să stea cu ăștia, să ceară toate contractele, cu toate consiliile de încarnare, pe care le-a acceptat, cu copii oglindiri, cu tot ceea ce era scris sau s-a scris ulterior, s-a completat ulterior. Da, vin absolut toate, cu fiecare în parte și de la toate, toate consiliile de încarnare până în prezent, până în viața prezentă inclusiv. Și să vină și toate contractele acceptate, semnate în vieți sau între vieți cu entități separate. Da. Cu toate, cu absolut toate, de orice fel. Da, înțelegere, acorduri, permisiuni, promisiuni, jurăminte, de orice fel. Da. Peceți de sânge, de foc, văd. Da. De toate, de orice fel, de oriunde, din orice dimensiune și de pe orice linie temporală. Ok, acum toate le dă foc, le arde, le anulează, le decrează complet. Le disolvă pe toate, cu toți. Acum să deschidă portal cu lumina pură și să le trimită. Da, le trimite. Ok. Acum să ceară și toate contractele, făgăduințe, acorduri pe care le-a făcut cu suflete de când se află în dimensiuni sub 5. Sau și înainte. Deci orice, oricine. Da, cu toate sufletele cu care a experimentat, pe care le-a întâlnit în toate experiențele ei de subdimensiunea 5. Da. Ok, pe toate, tuturor le trimite sfere informaționale, tuturor le trimite multă lumină pură și iubire pură, le spune că arde, dizolvă, anulează, decrează cu ele orice înțelegeri, permisiuni, promisiuni, karma, acorduri, contracte semnate, nesemnate, cu ele, și că le eliberează complet pe toate, oriunde s-ar afla ele acum. Foarte bine. Acum e la număr de la 1 la 3 și venim aici și acum. 1, 2, 3. Da. Și hai să vedem ce entități mai sunt pe această viață. Mantidă, doi demoni și un lux, văd.
Face raza laser. Da. Din inima ei, din legătura cu sursa primordială pură, crește, expandează și taie de jur împrejur toate stringurile, toate legăturile cu oricine și cu orice. Da, ok. Și pe aceste entități le îngheață și le pune câte un clopot de lumină la fiecare. Da. Da. Și acum hai să vedem implanturi. Mână. Cap, urechi, ochi. Deci văd de la jumătatea capului în față, peste urechi până la nas, peste ochi până la nas și urechi. Le acoperă complet. O parte din gură văd că o acoperă. Ok, deci ăsta e așa una într-una. Asta e la, are legătură cu faptul că după ce a fost vaccinată, anti-covrig, i s-au umflat niște ganglioni la gât și nu poate vorbi bine, s-a ales cu boală autoimună a mușchilor, nu poate vorbi bine, i-a afectat vederea, i-a afectat multe. Masca asta a fost pusă acum, implantul acesta, sau dinainte. Are un implant mai vechi în interior, de care e legată această asta. Mască și asta e mai relativ nouă, 8 luni. Aha, cam de 8 luni. Deci post. Și la gât mai văd la fel, tot așa. Da. Tot de vreo 8-9 luni. Ok. Aproximativ, da. Mai mi-apare ceva de 3 luni pe trahee. Da. Pus de 3 luni. Da. Un implant. Cine a făcut asta? Cine le-a pus pe asta? Demoni. Demonii le-au pus. Da. Ia să-i întrebe pe demoni acolo unde sunt, de ce le-au pus? Acum, după Vax. Au acord. Au permisiune. Au permisiune și o pentru... să facă ce vor acum. O să facă ce vor acum, prin acord, prin... Și au și amprentele lor în sânge, în corp, prin... Aia e. Prin înțepat. Prin înțepat, da? Da. Ce amprente de entități sunt în... Au fost... Pot să bădate? Dezvolte, pot să dezvolte orice fel de amprentă, văd nanoboți, da. Care pot dezvolta vibrațional orice fel de amprentă în funcție de entitățile cu care e în acord cu sufletul. Acord, da? Da. Da. Deci îi folosește oricui, oricare da. Entități oricare care entități. Se află în câmpuri. Da. Da. Deci are e un proiect comun. Conține niște nanoboți, cum ar veni nanoboți STEM. Să-i numim, din punct de vedere spiritual, energetic, nanoboți STEM. Și cu acești nanoboți, okay. Da, nu? Să zicem, facem poți, o comparație, da. Energetic. Și cu acești prin acești nanoboți conținuți de aceste seruri, ei apoi pot să-și dezvolte amprente și să își pună tot felul de implanturi și să dezvolte tot felul de boli. Da, ce vor da. Ei. Ce vor ei? Cei care da. Sunt entitățile care sunt în un contract cu fiecare suflet. Da, văd că au informația energetică a entităților, deci o dețin și copiază informația celulară de ADN și energetică a omului. A corpului. Da. Și da. Atunci le combină, le amestecă și dezvoltă ce vor ei în corp. Dezvoltă ce vor ei ca și boli, da? Și emoții, da. Bineînțeles. Că, da? Păi odată cu boala... Boala vine emoții noi. Da. Da. Deci nu mai au nevoie de acele emoții care să declanșeze boala, ci boala este declanșată de acest nanoboți prin amprentele energetice, care bineînțeles că aceste amprente energetice pot să creeze automat acele emoții de care au ei nevoie. Deci nu mai trebuie să creeze sufletul, să facă sufletul să treacă printr-o anumită situație, ci au acest instrument, această tehnologie în interiorul corpului care o pot declanșa cum vor ei. Adică
mică, fără a mai crea situații. Și au ușurat munca entitățile, da? Da. Au băgat acest nanobot și acum lucrează mult mai ușor, mult mai simplu. De ce să mai muncească ei atâta? Da, nu să mai creeze nevoie situații? De scenarii, da, de situații în fizică. Și, căci munceau ca să facă asta, da? Da. După când acum băieții ei stau... Sunt induse din interior tot. Da, din interior. Nu, și totul se replică, totul se creează, da? Fără să mai muncească. Ia uite ce invenție. Și cum au reușit să o transpună pe toată planeta. Da. Cu ajutorul... Dar văd unor ființe, unor oameni, blonzilor și a oamenilor. Nu, și... te vorbesc de oameni la nivel de planetă. Cu ajutorul unor oameni, sau nu poate chiar entități, nu mai sunt oameni, care au reușit să facă acest proces pe Terra. Da, exact. Puși în posturi cheie la nivel mondial. Da, Ok, da. Deci implant, ajunsese la gât. Da, la gât, la trahee, am văzut. Da. Ficat. Pancreas. Vezica biliară cu stomacul. Iară văd ceva, amândouă împreună, deci acoperite de un singur implant. Mai văd... cum să descriu. E ca un fel de tijă care pornește de la mijloc, din drept cu ombilicul, de suficat, de subficat. Da. Așa, și pleacă jos până pe picior, rul drept până la genunchi. Da. Ce face asta? Ce rol? Asta va bloca locomotor. Aha. Da. L-au construit nanoboții, să zic așa, da, un implant care încă e în construcție, deci încă lucrează la el, da, ca să îi blocheze toată mobilitatea. Toată partea dreaptă de acolo până jos. Da. Cu toate efectele, și văd că leagă de rinichi, îl leagă de ovare, de uter, de partea osoasă, văd că leagă de bazin, oasele bazinului, de femur și până la rotulă. Da. E, mai ai ceva? Atât. Bine. Toate implanturile astea le-a desprins ușor, le-a scos și le-a ars. Da, le scoate pe unele bucată cu bucată, pentru că văd că se sfărâmă. E ca și cum acei nanoboți se descompun și se împrăștie peste tot. Păi asta e rolul lor, da? Se împrăștie și se adună. Și e greu de scos. Invadează țesuturi și apoi construiesc. Okay, ia să dea comandă. Da, dea nu cu lumină, deci nu cu mâinile energetice, că se împrăștie iară totul. Nu. Se descompune și se împrăștie. Deci face acea lumină pură din interiorul ei, din legătura cu sursa primordială pură, cea mai înaltă vibrație care curăță, vindecă, purifică. Arde, da. Toți nanoboți. Toți acești nanoboți, fiecare nanometru de celulă, fiecare bucățică, nu rămâne nimic, neumplut. Și orice altă substanță. Cu lumină pură. Cea mai conținută acel ser. Da. Toate aceste, toți acești nanoboți și tot serul care orice conținea ca și componentă, este dizolvat, ars de peste tot, din toate celulele, toate organele corpului ei, de peste tot. Oriunde s-ar ascunde, oriunde s-ar duce acești nanoboși și orice soluție, de peste tot curăță, purifică toate aceste reziduri, urme, efecte, amprente energetice de orice fel,
pe toate le arde, le dizolvă, le anulează, le decrează complet, împreună cu semnătura, acordul în energetic, în fizic, pe care le-a dat și pe care ei îl folosesc. Inocularea vaxului. Da, absolut toată semnificația simbolistică și toată energia o arde, o dizolvă, anulează, o decrează complet de peste tot din organism și de peste tot din câmpurile ei energetice. Ok, și acum cu această lumină pură curăță, purifică fiecare organ, fiecare celulă, începe cu capul, cu neuronii, legăturile neuronale, ochii, nasul, gura, gâtul, urechile, umerii, brațele, mâinile, spatele, coloana vertebrală, mușchii, tot sistemul osos, muscular, nervos, limfatic, venos, circulator, imunitar, endocrin, digestiv, reproducător, esofag, trahee, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, vezica biliară, splină, rinichi, uretre, ovare, trompe, uter, col uterin, vezica urinară și picioare până jos în tălpi. Fiecare organ, fiecare celulă se curăță, se purifică de toate amprentele energetice, de orice fel, de toate urmele, rezidurile acestora, de toate efectele acestora în oriunde s-ar afla în corpul energetic și fizic, de toate energiile stagnante, blocate, de toate serurile, de toate toți nanoboții, de toate urmele vaxului de peste tot. Totul se arde, se dizolvă, așa, și peste tot în loc se pune energie și se pansează fiecare organ și celulă cu energie pură de cea mai înaltă vibrație, care ajută la regenerare completă, la vindecare completă, la echilibrare și armonizarea tuturor celulelor, organelor, sistemelor lor și funcțiilor lor în corpul energetic și în corpul fizic de peste tot. Curăță și purifică energia feminină și masculină de toate amprentele energetice, toate programele, și integrează în corpul energetic sexual, curățată, purificată, reprogramată. Curăță, purifică corpul mental și emoțional de toate programele, ideile, gândurile induse sau auto-induse, de toate emoțiile, trăirile, amintirile, traumele, stările, sentimentele, de toate punțile, legăturile cu orice altă viață trăită, orice altă experiență, de oriunde, cu orice alte amintiri sau traume, pe toate le arde, le anulează, le dizolvă, le decrează, împreună cu toate fricile, frica de abandon, frica de singurătate, frica de a greși, de a nu fi suficient de bună, frica de moarte, frica de boală, de suferință, de durere, ok, de sufocare, mai îmi spuneți? Dacă a avut, pentru că ne scrie că e frică de apă și probabil da, pe tine. De sufocare, văd. Da, pentru că uite-te dacă n-a avut o viață în care a murit necat. Adică sufletul se uite. A murit și necată de mai multe ori, nu odată. De 8 ori văd. Și mai văd sufocare, tot asta îmi zice. Sufocare, să ne arate, să-ți arate. Când s-a sufocat? Să vedem ce fel de sufocare. Se afla într-o peșteră, mină, da, în care a rămas blocată. Și n-a mai avut aer? Da.
și a murit sufocată. Și asta a fost ultima ei viață. Ah, ok. Înainte de aceasta. Unde? De-aia e atât de pregnantă amintirea, adică... Da. Unde era viața asta? A fost el. Ungaria. Undeva subteran, văd ceva subteran. Da. Îmi pare ceva ciudat că nu știam să fie mine în Ungaria. Ceva a fi fost, un tunel, un orice putea să da, fie, o grotă. Ceva, da, o grotă, subteran. Orice putea să fie, da? Subteran văd ceva, da. Bine. Eu așa am perceput pentru că mi-a arătat direct din interior. Da, da, da. Și am perceput-o ca pe o mină, dar văd că, ok, bine. Nu contează. Da. Ok, anulează, dizolvă și această amintire și trăire și emoție. Ok. Toate, peste tot pune în loc voință, determinare, curaj, încredere de sine, iubire de sine, autosuficiență, un filtru al iubirii prin care să se facă înțeleasă, ascultată, prin care să se poată exprima, prin același filtru al iubirii să poată să filtreze toată informația și energia care vine spre ea, astfel încât nimeni și nimic din exterior să nu o poată afecta, iar ea să devină un observator. Claritate mentală, discernământ, înțelepciune, înțelegere, cunoaștere, conștientizare, armonie, echilibru cu toți membrii familiei ei. Pace și liniște, spune. Da. Uite toate ce își dorește acestea. Sufletul, da? Da. Vrea pace și liniște, nu mai vrea scandaluri, nu mai vrea gălăgie, nu mai acasă, vrea... Acasă, pentru că ne spune da. Că toată lumea vrea se cear. Armonie, vrea armonie între toți membrii familiei, să se ia iubească. Ia să trimită niște sfere informaționale sufletelor, soțului, fetelor. Da. Da, fiecare în parte... Trimite sfere informaționale. Mamei, da. Care mama și tata care e plecat. Da. Tuturor le trimite sfere informaționale. Le spune fiecare în parte că iubește și că anulează, dizolvă, decrează cu ei orice acord, permisiune, promisiune, jurământ, karmă acumulată. Karmă acumulată, da. 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 De peste toate viețile în care ei s-au întâlnit și au experimentat împreună cu fiecare în parte. Astfel încât și... declară ca fiecare să experimenteze liber de acum încolo. Da, și eliberează pe fiecare. Mm-hmm. Ok, și acum echilibrează și armonizează toate corpurile energetice, mental, emoțional, energetic și energetic sexual. Toate le armonizează și le echilibrează. Foarte bine, Eva. Hai să ne uităm un pic pe puncte, să vedem ce a mai rămas. Da. Deci m-am îmbolnăvit de o boală autoimună care îmi afectează vorbirea, vederea, viața. Tind să cred că de la VAX, că astea au apărut toate după VAX și am văzut de ce, da? Da. Implanturi puse post, acei nanoboți STEM, cum i-am numit și așa mai departe. Am da. Rezolvat. Depinde medicamente zilnic. Ok. Nu o să poate lucrurile și nu poate, dacă va conștientizează bine și metabolizează, ăia numai energetic am rezolvat tot. Da. Trebuie da. Și mental să, cu mintea fizică, să accepte lucrul ăsta. Dacă să știe acceptă, că e vindecată, da. Da, să știe că e vindecată. Dacă va accepta lucrul ăsta și va fi convinsă 100%, vindecarea va veni. Da. Soțul strigă mereu, e veșnic nemulțumit, orice aș face. I-am trimis, da, și soțul. Da. Tata cea mare face multe probleme acasă și la școală, nu ne mai înțelegem cu ea deloc. Are și ea contractul ei, fiecare au contractele lor cu care au venit și experiența lor acumulată. I-am da. Trimis la toți. În casa mea sunt conflicte și strigături zilnice între soț, copii, soț și mine. Nu avem o zi liniștită. Tocmai ce am vorbit mai devreme, da?
Da. Mi-e frică de apă, nu știu să not. Ai spus că a avut 8 sau câte viați în care a murit Da. în nevoit. Da. De aceea, de aici venea frica asta. Da. Care l-am scos. Da. Am chisturi ovariene, din cauza cărora am un ciclu foarte abundent și anemie. Erau acolo implantul da. acela și am avut avem mantidă, care încă nu Da. am scos entității. Nu. Avem mantida, avem doi demoni și lux. Da. Alergie de mică. Alergia asta de mică. Cine o produce? Alergia văd că survine în urma unor emoții create la 5 ani. Văd un copil interior la 5 ani. Da, ia să ia copilul acesta de mână, să-l îmbrățișeze, să-i trimită toată iubirea și informația pe care o are acum adultul. Da, îmi spune că ea nu face bine nimica niciodată. Toată lumea e nemulțumită de ea. Și totuși, uite să vadă unde, că acum a ajuns adult și a făcut multe lucruri bune, iar cel mai bun este această investigație, această sesiune pe care l-a făcut. Da, adultul de astăzi a mers la fetiță și a spus că este iubită, este ascultată și chiar dacă a greșit, este foarte bine. Și normal. Pentru că așa poate să învețe. Da, și așa, atât a putut să facă, a făcut varianta cea mai bună pe care o putea face la fiecare moment cu resursele pe care le avea atunci. Fetița a început să bucure și e bine că am greșit. Da. Și spune, da, e bine, pentru că așa înveți lucrurile. Și făcând, iar dacă nu știi cum să le faci, e normal să greșești. Da. Păi nu mi-a spus nimeni cum să le fac. Încerc să le fac cum știu eu. Exact. Sau cum am văzut. Văzut. Da, și chiar de aceea e normal să greșești. Și e normal să greșim, toată lumea greșește. Și spune, nu, voi adulții nu greșiți, spune fetița. Zice, ba da. Toată lumea greșește și adulții greșesc și cele mai mari greșeli le fac adulții, cele mai grave greșeli da. Și mai mari. Și fetița râde și nu-i vine să creadă. Da. Și zice, deci ce am greșit eu nu contează, e puțin. Și da. Îi spune, da, e puțin, e mai nimic, pentru că adulții fac cele mai mari greșeli. Și fetița e bucuroasă acum că a înțeles că dacă a greșit, nu contează și nu trebuie să fie supărată și e bucuroasă și o crește și o ia în brațe și spune că o iubește foarte mult și că e bine, e foarte bine că a greșit și nu contează și o integrează în ea. Super! Da. Zice, sunt plină de pistrui, alunițe și pete pe tot corpul. Nativ, pistrui, alunițe care ori mai fi ieșit genetic. Da, e un fel de scut de apărare pe care da. Corpul le-a creat în jurul prin piele. Prin piele, în jurul ei, prin toate traumele, trăirile, emoțiile care le-a avut. Și face punct și cu alte vieți, asta ce am văzut. Da. Traume, emoții aduse și aduse traume, emoții. Da. Iar așa a considerat sufletul că prin acest corp se poate proteja. Da. Cu aceste pistrui și... Deci nu e nimic rău că sunt pistrui, cu ele te-ai născut, este specificul tău și trebuie să te bucuri. Frumusețea ta, corpului ta, tău. Da, da, e o frumusețe aparte, da. Acest gen de pistrui, de culoare de piele. De... Da. Da, deci e o frumusețe aparte. Înțeles sufletul? Nu există acum nimic urât. Depinde da. Din ce unghi privești acel da. Lucru. Deci dacă te raportezi la credințele și standardele sociale, pot fi urâți sau eu știu ce spun unii. Alții dar spun nu contează standardele și asta sociale. Spun că nu contează. Facem propriile standarde. Exact. Dar din contră, am văzut că în ultimii alții spun ani... că e frumos.
Da, recunosc, chiar ca și social. Da, e frumos să ai pistrică. Chiar asta nu să zic că am văzut că multe fete în ultimii ani pe YouTube, pe TikTok, pe rețelele astea își făceau cu henna bistrui pe față, chiar dacă ele nu aveau. Da, da, deci este un lucru, își făceau e un specific al ei, da? Da. Bine. E frumusețea partea ei. Da. Care okay. E rară această frumusețe. Da, adică nu e, nu e foarte comună. Bine. Frățelul, cum este acum el? Este foarte fericit că a înțeles o altă perspectivă a vieților, a ceea ce a experimentat. Este mult mai împlinită, se simte ușurată, eliberată din corpul energetic și fizic de toată acea energie greoaie a bolii, a afecțiunilor pe care ea le simțea în corp. Spune acum, mă simt eliberată, sunt luminoasă, sunt curată, sunt fericită, se simte foarte bine și e foarte bucuroasă de toată informația nouă pe care o are acum. Cred și eu, da? Oricine, cine n-ar fi bucuros să afle adevărul, să-și recupereze amintirile, nu? Da, e bucuroasă bine. Și mulțumește pentru acest lucru. Noi îi mulțumim sufletelor. Și mulțumește și Corinei că i-a adus această informație și că a ajutat-o să aibă înțeleagă această experiență. Da, și să înțeleagă acum lucrurile în acest fel, în acest mod. Și noi mulțumim pentru că prin intermediul acestei investigații cunoaștem și noi la rândul nostru mult mai multe lucruri. Da, și fiecare persoană care vede această sesiune învață lucruri de la sufletul ei. E asta bucuroasă este ceea ce facem aici. Să împărtășeze toată această informație și experiența ei cu alte suflete. Așa poți să ajungă informația cât mai departe, la cât mai multe suflete exact. Și să dizolvăm lumea asta, lumea exact. Asta Apropo negativă. De ce ne spusă la mai devreme, când ziceam eu să plec, vom pleca mult mai mulți, da? Așa, da. Înțelegând. Bine. Vrea să meargă pregătită? E pregătit da, este sfrățelul? Pregătită, da. Să meargă în sinele lui cel mai înalt? Este. Da. Număr de la 1 la 3 și merge acolo. 1, 2, 3. Da, are un sine de 8. Da. Pe care se îmbrățișează. Cheamă și mintea. Cheamă și mintea pe care o curăță, purifică, deprogramează de absolut orice, da, o spală și o integrează și acum sunt o conștiință unificată. Foarte bine, da? Și acum mai număr încă o dată, de la 1 la 3 și mergem fiecare în sursa primordială a creației prin interiorul lui, legătura lui naturală. 1, 2, 3. Și aici își caută matricea originală și o suprapune peste matricea cu care a venit și corectează toate codurile care au fost schimbate, modificate, inversate, tăiate. Da, le dizolvă complet pe toate și acum e la... și integrează totul original refăcut. Și acum facem declarația de suveranitate, declară aici și acum și pentru totdeauna că anulează și decrează orice contract, orice acord, înțelegere, promisiune, permisiune pe care le-a făcut cu orice ființă, plus sau minus sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, în orice punct, de pe linia experiențială, cu plus sau minus, fie corp ceresc cu plus sau minus, sau spațiu dimensional cu plus sau minus. Șterge toate amprentele pe unde a trecut, decrează, cheamă tot ADN-ul, care mai este împrăștiat pe oriunde, îl purifică și îl integrează. Te comandă să iasă afară tot ADN-ul regresiv, care a fost adăugat de entități. Da, 9% văd. Îl curăță, îl purifică, îl dizolvă, îl decrează complet și cu ajutorul matricii originale îl reface în lumină pură. Cheamă și toate fragmentele de suflet
care mai sunt prăștiate, le purifică și le integrează până la ultimul foton. Da. Ce face cu lin? A, nu, hai să retragă informația, retrage informația din orice bază de date, din orice bibliotecă akașică a entităților, din orice calculator cuantic și orice creator. Și linia da. experiențială ce face cu ea? O arde, o decrează complet. Ok, la. Hai să vedem câte experiențe au avut pe Pământ, că tot am vorbit cu ăla de sute mii. 613. Și în univers? 8.100. Acum să ne spună un loc care i-a plăcut, unde a stat, unde a trăit, unde a experimentat, oriunde. Palacentia. Ok. Ce este? Palacentia, Palasi, da. Ceva de genul. Da. Din 5D, ca și zonă de constelații, spune Berbec, constelația Berbecului. Ok. Ce a făcut aici? Spune că această planetă este casa ei. Este locul de unde tot pleacă în experiențe și acolo se întoarce de fiecare dată. Ea, adică a plecat și s-a mai întors, a plecat și da. S-a mai întors prin alte da. Părți. Da, da, da. Este locul care îi spune casă, unde se întoarce tot timpul. De aici pleacă cu diverse suflete în experiențe, depinde de planete, de zone, de sunt spirituali, nu văd multă tehnologie, există o societate dezvoltată, dar să zic așa, ev mediu ca la noi, dar spiritual, da. Nu văd, nu văd să fie interferați. Ce corpuri au? Un fel de umanoizi care seamănă cu niște câini. Dar deci poate foarte bine să stea și în picioare, sunt și bipezi și patrupezi, deci picioarele din spate sunt mult mai lungi și poate să stea în picioare. Ca și corp, ca somă, care corp îi se pare mai bine, să zicem, cu ținând cont de dimensiunea fiecăruia, acel corp de 5 de biped, patruped sau acesta de om în 3D? Bine, ăsta e mult, limitează mult mai mult, dar ca funcțiuni, să zicem, ca funcționalitate. Ca funcție spune că corpul uman este cel mai funcțional. Funcțional, da, doar că simțurile corpului uman limitează, dar spune exact. Că limitează corpul uman 3D. Pentru că sunt corpul și umanoizi, uman, da, umanoizi în 5 de dimensi, da. Deci ăsta ar fi cel mai perfect. Da. Ca și formă, forma ca perfectă. Ca și formă, da. Da. Foarte bine. Cel mai larg utilizat și funcțional în orice activitate. Și eu înțeleg acum ca formă, că a fost creată forma umanoidă mai târziu, mult mai târziu decât celelalte forme care le vedem. Da, da? Da, este. Ar fi ultima. Da, este în ultima, să zic așa, în evoluția acestui univers. Ok. Hai să-și caut să-și activeze programul de vindecare și regenerare a tuturor structurilor în corpul fizic. Da, îl activează. Își facă bula de materializare aici, în sursa primordială a creației, unde trimite de fiecare dată proiectele noi, idei, pe care le ține, le menține energetic și mental până când le aduce în manifestare. Ne uităm și noi la sferele noastre, bulele noastre de materializare, le umplem cu lumina și iubirea sursei, le concentrăm. Da.
Bine, număr de la 1 la 3 și venim aici acum, tot fiecare, prin canalul lui de abundență benefică, pe care îl curăță, purifică, lărgește astfel încât abundența benefică să curgă în noi și peste noi. 1, 2, 3. Și acum elatem orice legătură cu oricine și orice, tot ce am văzut, ce am vorbit, ce am investigat prin această sesiune, își decrează toate ritualurile la care a fost supusă sau la care a participat sau le-a făcut altora, religioase și nu numai. Da, din toate experiențele ei prin care a trecut aici pe pământ. Da. Și acum hai să facem sfere informaționale pe care le trimitem cu toată această informație, tot ce știm noi, tuturor sufletelor care vor să o primească. Din toate dimensiunile. Și da, hai să... peste tot trimite. Da, să facă-ți sferele generaționale și trimite câte una pe arborele genealogic din partea mamei, arborele genealogic din partea tatălui, câte una către copii și arde toate programele care s-au transmis de la strămoși către ea și până la copii, nebenefici. Da, pe partea mamei ei merge până la 4-a generație, pe partea tatălui până la 17-a generație. Mm-hmm. Și acum facem și către fete. Da, și către fete. S-a dus, da? S-a ars. S-a ars și se dizolvă tot ce a fost transmis nebenefic, da. Acum dăm cu bombe cu lumină în casele noastre. Da. Peste pe tot. Mașini, peste tot. Surse de venit, locuri de muncă. Să curețe și aici, în casa Corinei. Da, și Corina în casa ei dă cu bombe de lumină. Deci fiecare dăm și se dizolvă toți egregorii de gânduri, vorbe, fapte, toate energiile joase, blocate, de orice fel de vibrații se dizolvă. Toate portalurile de peste tot sunt închise, sigilate cu lumină pură, iar entitățile sunt absorbite pe portalul fiecăruia de lumină pură. Ok. Bine. Ela, noi mulțumim sufletelului Georgetei pentru această investigație. Ne despărțim părțile eterice, le curățăm și invităm sufletul Georgetei să alunece ușor în corpul ei fizic. Opresc în regi-